Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua Marelui Nu la Biblioteca din Onești. Lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional de la Larga Dofteana sunt la un pas de finalizare. Pomenire pentru eroii neamului la Colonești. Lucrările începute la Căminul Cultural de la Larga sunt pe ultima sută de metri. Ritmul accelerat de lucru al muncitorilor firmei care realizează lucrarea, dar și seriozitatea firmei, au făcut ca lucrările să fie aproape finalizate. Despre toate acestea aflăm mai multe informații de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. Deci acesta este Căminul Cultural din satul Larga, care depunerea proiectului a fost încă din anul 2018 prin Compania Națională de Investiții. Am obținut investiția necesară, am obținut finanțarea necesară. A fost mai greu la început cu terenul până în momentul în care mi-au cedat doi vecini de aici câteva suprafețe de teren, le-am trecut în inventarierea domeniului public, de așa natură să se încadreze căminul pe acea suprafață de teren. La ora actuală am construit aici acest zid de protecție zis, pentru că deasupra zidului voi face parcare pentru mai multe mașini. Parcarea era practic aici jos programată, dar pentru a obține mai mult teren în curte, aici se vor desfășura activități culturale și să am curtea mai mare, fac deasupra parcarea, cum o vedeți dumneavoastră, și vor intra 10-12 mașini. Cred că de mâine ne apucăm din prejmuirea totală a gardului și va veni gard și pe aici. Zilele astea ne-au racordat și la energie electrică, întrucât o trebuie să stau foarte mult timp după multe aprobări. Din martie așteptăm și uitați, ne-au regat și la energie electrică. În interior s-a făcut instalația termică. Acum se lucrează la fosa septică. Așa. Eu sper ca anul acesta, până la sfârșitul anului, să ne mutăm în Căminul Cultural. Aveți așa o estimare, o dată când va fi? Probabil locuitorii zonei de aici, din comunitate, de-abia așteaptă. Mi-aș dori să fie în preajma Crăciunului, pentru că atunci sunt multe activități culturale și la nivel de localitate, și atunci în preajma Crăciunului zicem noi așa să tăiem pamblii ca să ne mutăm în Căminul Cultural. Da, deci lucrările la acest Cămin Cultural au ajuns aproximativ cam la 90%, atât interior cât și în exterior. La ora actuală pot să vă informez, ne-au venit deja dotările. La ce mă refer? Au venit scena, care este o scenă metalică demontabilă, care vine montată aici în sala mare la Căminul Cultural. Scaunele sunt deja puse la curieraș și trebuie să ne ajungă peste 100 și ceva de scaune care trebuie să ne vină, draperiile și tot ce este necesar. Tâmpăria la exterior este pusă toată, am mai rămas doar la interior, la băi, pentru că mai sunt unele retușuri. Gresia vine pusă pe pardoseală, practic în proiect era parchet de trafic și parchetul de trafic într-un cămin cultural, mai ales cu scaune, se hârie și se zgârie, se deteriorează. Punem gresie asimilată la aceeași valoare cu parchetul și uitați, încălzirea este făcută, aerul condiționat este montat, centrale termice sunt montate, astăzi se lucrează la fosa septică, începând cu data de mâine vor începe împrejmuirea exterioară, se va amenaja inclusiv parcarea, curtea, tot ce este necesar și la urmă vom ieși cu canalizarea apelor pluviale, care ele vor fi conduse undeva către râul Trotoș. S-a lucrat bine și s-a lucrat și repede. Da, noi am început de pe data de 20 martie acest cămin cultural, era zăpada de 15 cm aici când s-a săpat fundația, dar nu era frig tare și s-a putut lucra. Am avut parte că ce a câștigat licitația, o firmă serioasă de oameni cu potențial care muncesc și permanent vin în afară de sărbătorile legale, lucrează zi lumină și rezultatele se văd. Parohia Ortodoxă Colonești, în colaborare cu Protopopiatul Bacău, a organizat o slujbă în sobor cu pomenirea eroilor comunității. La slujbă au fost alături de locuitorii comunei Protopopul de Bacău, Eugen Ciprian Ciuchie, reprezentanța ai conducerii filialei Bacău Cultul Eroilor, primarul și viceprimarul comunei gazdă și un sobor de preoți din localitățile învecinate.
Suita de evenimente religioase și culturale a începută cu Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica de Lemn cu hramul Sfântul Dumitru, monument istoric construit în 1809 de boierul locului Vasile Vidrașcu. Liturghia a fost urmată și de o cateheză cu tema despre cinstirea eroilor, figuri reprezentative ale armatei române. Cei care au lăsat ca și sfinții toate ale casei, țarnele, pământurile, averile, membrii familiei, dorința de a trăi în libertate, au avut-o în sufletul lor în timpul pătimirilor și războaielor pe care le-au îndurat și datorită lor astăzi suntem liberi. Datorită Sfântului Dimitrie, cel izvorător de mir, avem și noi credința că putem birui cu puterea care a fost în el. La fel, datorită acestor eroi ai comunităților de aici, avem și noi credința că putem lupta pentru libertatea noastră națională. Vedeți că tocmai asta încercăm să spunem. Tot timpul să luptăm pentru dezrobirea noastră mentală și spirituală. Evenimentul cultural duhovnicesc a continuat la Monumentul Eroilor din comună, ridicat pentru pomenirea celor peste 250 de eroi locali căzuți în cele două războaie mondiale. Suntem foarte mulțumiți că putem să ajungem în locuri care nu le-am văzut de mult și să vedem că așa cum la Colonești acest monument a reușit să fie construit în ultimii 15 ani, este foarte greu în România de astăzi să avem monumente construite în amintirea celor care s-au jertfit pentru pământul României. Tocmai de aceea trebuie apreciat efortul locuitorilor comunei diriguiți de primar că avem un monument al comunei cu cei 237, spunea domnul primar, de eroi în conflagrația primă și a doua a războiului mondial. Mă simt onorat pentru această frumoasă festivitate. Țin a mulțumi protopopiatului Bacău pentru onoarea pe care ne-a făcut-o prin slujba susținută atât la Biserica Sfântul Dumitru Colonești, cât și la monumentul închinat eroilor comunității noastre căzuți în cele două războaie mondiale. De lăudat și copiii care au prezentat un spectacol artistic minunat. Felicit cadrele didactice de la Școala Gimnazială Colonești și totodată toți membrii comunității noastre care ar trebui să fie mândri sau cu siguranță sunt mândri de faptul că în Colonești există un monument închinat celor 237 de eroi căzuți în cele două războaie mondiale. Domnul primar, mai este nevoie de monumente pentru eroi? Cu prisosință e nevoie pentru un astfel de monument într-o perioadă, într-o vreme în care identitatea națională este pusă la mare îndoială. Cred eu că un monument închinat eroilor neamului nu face decât să ne identifice ca și națiune, națiune română, care are predecesori, eroi de mare calitate, care s-au jertfit pentru ca astăzi să fim o țară liberă, cu o bine structurată, cu o conducere bine structurată și cu o identitate bine stabilită. Rugăciunile noastre se înalță înaintea lui Dumnezeu pentru a le cinsti memoria și ați văzut că noi nu avem rugăciuni de iertare a eroilor, ci avem rugăciuni de binecuvântare a jertfeilor, ca Dumnezeu să primească în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri cununile asemenea sfinților care s-au jertfit pentru păstrarea dreptei credințe. La noi, acești eroi, deopotrivă asemenea sfinților din biserică, au păstrat cu prețul vieții lor și credința ortodoxă nealterată. De aceea, în ziua înălțării, și noi astăzi am făcut pomenirea lor și mulțumim pe această cale doamnei preotese, care s-a îngrijit pentru ca acești tineri copii să nu doar să insufle altora, ei înși să fie crâmpeile și vocile prin care conștiința noastră să nu-i uite pe acești eroi. Președintele Cultul Eroilor Bacău, Dănuț Voicu, a înmânat cu acest prilej distincții de merit. Câteva cuvinte despre luna octombrie. În primul rând, mulțumesc părintelui Dimitrie Radu, părinte la mulți ani de Sfântul Dumitru, la fel și părintelui Dumitru Antochi pentru sărbătoarea Sfântului Dumitru care va fi. Spuneam că mulțumesc că a avut o cateheză care a lămurit foarte multe lucruri la nivelul zilelor noastre actuale.
Spuneam că luna octombrie se remarcă prin câteva evenimente care trebuie memorate. În primul rând, la 8 octombrie a fost sfințită Catedrala Întregirii Neamului, Catedrala Încoronării. În zilele de 15, 16, 17 octombrie 1922, în Alba Iulia și București, a avut loc încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. În 20, chiar astăzi, acum 105 ani, un eveniment care trebuie să nu fie uitat, care a forțat unirea de la 1 decembrie 1918, adică la Chișinău, a avut loc un eveniment deosebit. A avut loc Congresul Ostășesc, ce în numele acelor 300 de militari care se aflau, gândiți-vă, că slujeau și sub armata rusă, nu numai pe teritoriul Basarabiei, a avut curajul să declare autonomia Basarabiei și alegerea unui parlament. A fost precursorul evenimentelor de la 1 decembrie 1918. De asemenea, 25 octombrie, eliberarea ultimei palme de pământ în războiul de eliberare a României, 5 septembrie, 25 octombrie 1944, deci peste câteva zile noi sărbătorim Ziua Armatei, și în ultimul rând, luna octombrie, începând cu 20-21 până pe 31, noi am avut norocul să fim din nou ocrotiți de lege. La 31 octombrie a apărut un ordin al ministrului prin care funcționăm sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și tot la fel, pe 20 octombrie, Patriarhia Română a declarat că este mentorul nostru spiritual, adică Asociației Naționale Cultul Eroilor, ceea ce nu se întâmplă în multe state din Europa din care facem parte astăzi. Pentru activitățile de astăzi, biroul executiv a hotărât să acorde câte o diplomă. Vă citesc conținutul diplomei pentru că sunt identice. Se conferă preacucernicului părinte Gheorghe Popescu distinție de merit în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăuani care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc, activități derulate în cadrul proiectului intitulat Eroi au fost, eroi sunt încă, desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Semnează președintele cultului eroilor și protopopul preot dr. Ciuchi Eugen Ciprian al propotopiatului Bacău. Părinte, vă dea Dumnezeu sănătate că ați făcut ce este asta. Mulțumesc tare mult, mă copleșește această distinție, dar noi credem că ne-am făcut datoria pentru înaintașii noștri, pentru eroii noștri. Nu cred că am făcut ceva în plus, dar vă mulțumesc că v-ați gândit la noi și vă mai așteptăm și cu alte prilejuri, domnule președinte, tot așa cu o delegație, să veniți în mijlocul nostru. Mulțumim! Aceeași distinție de merit se cuvine a se acorda domnului primar Ian Valentin Mârzac. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă onorează această distinție, mai ales că o distinție care se plihează pe unul din hobby-urile mele, adică îmi place mult istoria. Prin urmare, mă simt deosebit de onorat ca această distinție și eu să îmi dea curaj mai mult și poate vom reuși în anii următori să ne finalizăm o monografie a comunității noastre cu ajutorul căreia să ne mândrim. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim! Sperăm că ne veți da sprijinul în a crea și în Comuna Colonești o subfilială a cultului eroilor. Ca de fiecare dată în teritoriu, nu uităm niciodată tânăra generație. Biroul executiv a hotărât să confere distinția de merit doamnei profesoare Maricica Bugano. Vă mulțumesc frumos! Sunt foarte surprinsă pentru că această diplomă cred eu că aparține
copiilor, în primul rând, și colegilor mei, care ne chinuim să ducem mai departe și să păstrăm vie memoria eroilor noștri. Vă mulțumesc, domnule! Noi vă mulțumim, așa cum se obișnuiește în teritoriu, după înființarea subfilialei Cultului Eroilor, se creează cercuri ale elevilor, în care profesorii de istorie, profesorii de religie, directorii de școli gimnaziale sunt conducătorilor. La final, la monument, au fost depuse coroane de flori, iar un grup de elevi în frumoase costume populare au prezentat un scurt program artistic. Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău, sub egida Consiliului Județean Bacău, a organizat la sala Ateneu festivalul Armonii în Timp, destinat copiilor și tinerilor. Desfășurat pe categorii de vârstă și genuri muzicale ușoară și populară, festivalul promovează copiii și tinerii cu posibilități vocale, cu talent în arta interpretativă, atât de la Școala Populară de Arte și Meserii, cât și de la alte școli din județul Bacău. În paralel cu spectacole de pe scenă, profesorii și elevii școlii au expus pe holurile Ateneului lucrări de pictură, grafică, sculptură, design vestimentar, cusut, țesut, iconografie și ceramică. A fost un festival cu emoții, cu dăruire totală, răsplătite cu diplome și aplauze, la care au fost martori părinți, bunici și profesori. Da, suntem la 5-a ediție și oricum avem destui elevi înscriși pentru acest concurs, atât la muzică ușoară, cât și muzică populară. Da, au fost pandemie, dar am avut online și tot s-a ținut ediția respectivă. Avem cam 80 de copii înscriși la acest concurs. Și la muzică populară? Și la muzică populară sunt vreo 60 de copii. Și o expoziție. Da, avem expoziția, am continuat cu generații, am adus expoziția și aici la Ateneu. Vrem să arătăm că ducem tradiția mai departe și, indiferent de stilul de lucru, fiecare își arată bucuria de a crea. Ne axăm pe ceramică, că ne interesează, și în condeatul ouălelor, care e foarte important pentru școală. Avem activități atât la școală cât și în județ, pentru că avem clase externe. Și sperăm să fie bine. Miercuri 27 octombrie de la ora 15 la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a avut loc evenimentul sugestiv intitulat Ziua Marelui Nu. Evenimentul este organizat de către comunitățile elene din Piatra Neamț, dar și din Onești, și aduce împreună pe reprezentanții comunității elene din Onești, județul Bacău, dar și din județul vecin. Pe 28 octombrie Grecia se comemorează intrarea în război, în cel de-al doilea război, împotriva Italiei și a Germaniei. Pentru prima dată, comunitatea elenă din Piatra Neamț este prezentă la Biblioteca din Onești? Cred că da. Cu ce ați venit, ca să zicem așa? Am venit cu autocar. De cea mică? Am venit cu copiii de la dansuri, cu copiii de la greacă și încercăm să prezentăm semnificația istorică a momentului și aici. Se organizează astfel de evenimente, cred că, în toată România. Da, bineînțeles, săptămâna asta este săptămâna dedicată Marelui Nu. Mai sunt copii la, să zicem, activitățile pe care le organizează comunitatea greacă? Da, noi avem ansamblu de dansuri, avem și cursuri de limba greacă pentru primar, gimnaziu, liceu și adulți. Cât de greu sau cât de ușor învață, să zicem, descendenții urmașilor greci limba greacă? Asta este în funcție de interesul fiecăruia. Sunt care învață foarte repede, sunt care nu se grăbesc, dar este în regulă. Cu toții împreună începem să comunicăm și să progresăm. Bănuiesc că dansurile rămân în continuare în topul preferințelor tuturor, nu neapărat ale celor grecești. Este de la sine, înțeles. Oricum, dansurile au prioritate în fața limbii. Okay. Ați participat, ați reușit să participați la festivaluri, pentru că ansamblurile de dans grecesc de obicei sunt renumite în toată țara pentru, să zicem, calitate și măestrie. Da, am fost la festival în Evia, a fost un festival deosebit. Ne-am bucurat să ne reîntâlnim după o pauză de 2 ani cu toate ansamblurile din țară
și sperăm să treacă timpul cât mai repede ca să ajungem și la următoarea ediție. Și o ultimă curiozitate, predomină fetele sau băieți? Fetele. Mai sârguincioase. Și mai serioase. Ok, un îndemn dacă e să participe la astfel de activități, dacă se poate în limba greacă? Calie pitihia, che na erfete na horepste, che na mafete în cam azimas. Mă ne spune și nouă ce ne-ați zis. Am zis succes și vă invităm să veniți să dansați și să învățați greacă împreună cu noi. Este vorba de ziua Marelui Nuto Mehalo Ohi, în limba greacă. Ne bucurăm de prezența musafirilor noștri din Piatra Neamț, comunitatea Elenă din Piatra Neamț, și le mulțumim frumos că au acceptat invitația și au venit. Este o comemorare. Este o comemorare a eroilor greci care și-au jertfit viața pentru libertate. Pe data de 28 octombrie 1940, atunci, practic atunci Grecia a intrat în război împotriva nemților și a italienilor, că de fapt cu italienii grecii au avut o problemă. Treabă. Da. Și atunci și de aceea noi acum comemorăm acei eroi care au căzut în cel de-al doilea război mondial. La vremea aceea. A devenit tradiție să ne organizați astfel de evenimente, nu neapărat de a dedicat Zilei Marelui, nu? În general, evenimentele, să zicem, specifice comunității grecești. Iată că încă mai sunt greci nonești care sunt în sală prezenți și nu doar în nonești, în tot județul și au venit și din județul vecin, din Piatra Neamț. Din Piatra Neamț, da, așa este și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim frumos celor de la bibliotecă, domnului director Tenie, care ne ajută și ne sprijină de fiecare dată. De obicei organizăm sărbarea de Crăciun aici la bibliotecă, dar nu numai, adică am organizat și 25 martie când este Ziua Națională a Grecilor, acum organizăm 28 octombrie, comemorare de eroi. Da, ne-am obișnuit, ne place la bibliotecă. Am remarcat aici costume fantastice, foarte frumoase, nu știu cum de ați reușit să faceți rost de ele, dar poate dezvăluiți așa secretul. Tot datorită Uniunii Elene din România și cu ajutorul, cu sprijinul domnului președinte al nostru, Dragoș Gabriel Zisopol, dânsul este cel care ne-a furnizat și ne-a ajutat să obținem... Și vă susține până la urmă. Da, tot timpul ne-a susținut și ne ajută tot timpul. Noi l-am invitat pe domnul președinte, sinceră să fiu, l-aștept să vină la ora 3. Vom fi foarte încântați dacă chiar o să vină. Acum o să vedem dacă îi permite și programul. Da, vă dați seama, este foarte încărcat. Dar sperăm și ne-am bucurat să fie prezent și dânsul aici. Dar dânsul este cel care ne ajută foarte mult, costumele, cu ajutorul dânsului și tot ce facem cu ajutorul și sprijinul dânsului, să știți. Este nemaipomenit să aveți așa un număr care să vă ajute la greu, dar și la lucruri frumoase. Știu că organizați multiple activități în cadrul comunității Elene, pe lângă cele de dans, mai avem și de a învăța limba greacă, scriem în greacă, cum merge treaba? Da, mai greuț, dar ca toate lucrurile. Bine, adevărul e că noi de ani de zile tot încercăm să facem, adică cu cine am avut am tot predat limba greacă, dar... Și generațiile pleacă. Da, așa este. Și cei care dansează pleacă și cei care învață limba greacă pleacă și acum trebuie să ne reînnoim generațiile sau să vină alți... Așteptăm alți copii care vor să facă și dansuri, care vor să facă și limba greacă, să învețe limba greacă. Unde vă găsesc? Pentru că cu siguranță cei care vă cunosc știu unde vă găsesc, dar cei care urmăresc acest material și nu știu unde să vă găsesc, unde se pot adresa? Numărul meu de telefon, dacă se poate. 0742782276. Prima dată la un spectacol al comunității grecești? Da. Și ce crezi, o să-ți placă sau nu? Cred că o să-mi placă. Am înțeles, mai mult fetele, cred că. Da. Am înțeles. Ție-ți plac dansurile? Da, am mai văzut de la tatăl meu. Mie mi se par foarte interesante și chiar sunt curios cum arată în viața reală. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 27 octombrie, cerul va fi parțial înnorat. Pe timpul zilei, mercurul în termometre urcă până la valori de 19 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Vineri 28 octombrie, cerul se va menține în continuare parțial senin. Maxima zilei ajunge pe timpul zilei până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea vremea se răcește. Mercurul în termometre coboară până la valori de 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.